Cum repar traumele emoționale prin spiritualitate? În primul rând, exact cum am abordat și în primul webinar pe care l-am susținut, cred că undeva la începutul lunii noiembrie, despre meditație și spiritualitate, toate traumele din trecut au în general legătură cu noțiunea de timp. Atâta timp cât pentru tine există timp, toate acele traume o să pară reale. O să pară că ți s-au întâmplat ție. O să pară că te-au afectat pe tine. Pentru că credința asta că trecutul tău există sau viitorul tău există nu face decât să țină în viață acele traume. Oare de ce? Pentru că tu nu ai cum să retrăiești acele traume acum în prezent decât dacă tu le recreezi în acest moment în corpul tău. Cum? Prin mintea ta. Cum? Folosindu-ți imaginația. Imaginația ce face? Downloadează din minte, exact cum downloadați voi de pe torrenturi diferite lucruri necenzurate, downloadează din trecut imaginea acelei traume și o rulează, exact cum te uiți la un serial pe Netflix, o rulează din nou în fața ochilor tăi. Iar când creierul o rulează, hormonii din corpul tău se trigăruiesc în urma a ceea ce tu îți imaginezi. Da? Nu vă panicați, nu vorbesc așa de obicei, dar am vrut să vorbesc un pic mai rar ca să țineți pasul cu ce spun, pentru că nu realizez că nu sunt lucruri banale și poate unii din voi trebuie să dea un pic înapoi să mai revadă un pic chestia asta ca să înțeleagă pas cu pas cum merge scara asta și cum ajungi în momentul ăsta să resimți o traumă din trecut, dar ăsta este procesul. Da, mi-a luat 5 ani să-mi dau seama de procesul ăsta pe care vi l-am zis în 20 de secunde. Este foarte simplu. Odată ce realizezi cum funcționează acest proces, ai abilitatea de a prelua controlul acestui lucru. De ce e important să preiei controlul acestui lucru? Pentru că odată ce nu-l mai lași să te manipuleze, să te sâcâie toată ziua, să pur și simplu să te scoli dimineața și să te scoli cu un vâjâit din ăla în creier care te stoarce de energie și efectiv, din sine, tu îi spui minții, mai taci naibii odată, mai nebunit, taci din gură, lasă-mă cu toate imaginația asta și cu toate lucrurile care s-au întâmplat, am înțeles. Și uneori, acest lucru nu este suficient. Nu este suficient doar să-i spui. Este greu să oprești mintea care este pe modul automat. Și mulți din voi care au venit la mine pe partea de coaching de spiritualitate și ați dorit să ajungeți la partea de sine, sau mai bine zis la partea de Dumnezeu, în ghilimele, ați observat că în momentul în care începeți această luptă, în ghilimele, e un frame greșit din prima, să începe o luptă cu mintea pentru că n-ai cum să o câștigi, dar vă zic așa în general. În momentul în care începi lupta asta ca să potolești mintea, ca să nu-ți mai ruleze filmele din trecut în momentul prezent pe care tu le creezi în momentul prezent prin mintea ta, în momentul în care faci chestia asta, mintea se înfurie. Spune, Johnule, nu pot să te las. Am trăit cu tine toată viața și ești bine acum și dacă mă uit foarte bine la tine acum, ești sănătos, ești în viață, e posibil să ai și o prietenă, familia ta este bine, Doamne ajută și practic ai ascultat de mine până acum și toate ți-au mers ca pe apă. Perfect. Și acum tu vii cu filozofia asta a ta. Ce cum să scap de
de minte, adică hai să scap de liderul care m-a adus până în acest moment, în punctul în care eu sunt acum bine sănătos și supraviețuiesc. Mintea doar cu asta se ocupă, cu supraviețuirea ta. Da? Vrea să nu ți se întâmple rău. De aia îți rulează în minte anumite filme ca să te protejeze de ele, să nu le mai repeți în viitor, dacă tu ai greșit. Dacă altcineva ți-a făcut ceva rău, să eviți acel gen de persoane care ți-au făcut rău, ca să nu mai simți același lucru pe care l-ai simțit când ei ți-au făcut acel rău. Spre exemplu, te-au bătut părinții, nu știu, a venit cineva pe stradă și a încercat să-ți fure ceva, sau te-a bătut cineva pe stradă, sau s-a despărțit o iubită de tine cu care ai fost în relație de 3-4 ani și pom, a apărut așa dintr-o dată vestea asta, știi ce, nu cred că ne mai înțelege, vreau să ne despărțim, deși totul părea că merge foarte bine. Și nu știi cum se întâmplă chestia asta. De ce? Nu știi, aici deviez un pic, ca să vă zic și de partea asta că e important. În momentul în care vă treziți că o tipă se desparte de voi fără să vă dați seama și nu înțelegeți de ce, e pentru că voi nu sunteți atenți la anumite semnale pe care ea ți le trimite, prin care îți spune, nu mă simt bine, starea mea emoțională nu este ok cu tine și cred că o să caut pe altcineva cu care să vorbesc despre aceste probleme ale mele cu tine. Și se duce și vorbește cu un alt tip despre problemele ei cu tine, tipul ăla o ascultă, începe să se simte bine, se descarce și formează o relație cu acel tip. Probabil unul din cei mai buni prieteni ai tăi. Ghinion! Da? Deci cam așa stau lucrurile și asta se întâmplă doar pentru că nu vezi semnalele ei, pe care de asemenea vi le-am acoperit în 57 de ore de curs din cursul Cum să ai relații multiple, pe care îl găsiți aici la mine pe site. Dacă intrați, dați o secundă, bujor la butoane, bam, bam, cum zice Tamana, pusi, pusi, bam, bam. Bun, dacă vă uitați aici, este un curs cum să ai relații multiple și mă bucur că în final mulți dintre voi care ați cumpărat cursul s-au gândit să lase și câteva review-uri aici. Acest curs are nici mai mult, nici mai puțin de 57 de ore, da? 57 de ore, 38 de sesiuni. Aceste sesiuni puteți să le achiziționați câte una pe rând, la 47 de euro sau dacă vreți la o reducere mai ok, ăsta este prețul pentru 57 de ore de curs. Și în el o să vedeți foarte, foarte multe aspecte legate de relații pe care nu le vedeți în mod normal.